Luna iulie a fost una dificilă din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi care au depășit cu mult 40 de grade Celsius. Nu doar oamenii au avut de suferit din cauza aceasta, ci și unele culturi agricole. Cu toate acestea, reprezentanții Direcției pentru Agricultura județului Hunedoara spun că nu sunt probleme majore în județ, iar deocamdată nu au fost înregistrate pagube. Am traversat o perioadă dificilă cu temperaturi excesive, o perioadă chiar prea lungă, cu arșiță, cu temperaturi nemai întâlnite până acum, 40 ceva de grade ați văzut. Din fericire, în momentul ăsta în care discutăm, ținând cont, ieri am avut ploi în averse în aproape toți județe, în tot județul 40, undeva și la 50 de litri pe metru pătrat, că vorbim în principal la culturile de primăvară, porumbul, care este cultura cu ponderea cea mai mare din suprafața arabilă a județului. Deocamdată, până în momentul ăsta, stăm bine. Avem o aprovizionare, zic eu, satisfăcătoare cu apă la nivelul solului. Plantele, culturile de porumb arată ok. Noroc că perioada de arșiță nu s-a prelungit și am avut noroc acestor ploi. Stăm bine, deocamdată, la aceste culturi. Suntem în plină campanie de seceriș, dintr-un total de 6.000 ceva de hectare cu grâu de toamnă, peste jumătate din suprafață este recoltată în momentul ăsta. Probabil că ploile de ieri au încurcat puțin continuare. În ceea ce privește recolta de grâu, la nivelul județului, media de grâne la hectare este una destul de bună. Dacă facem o medie la grâu, ieșim undeva la 5.000-5.500 de kilograme la hectare, dar spun că este o producție medie, pentru că sunt zone în care am vorbit cu fermieri și ne spuneau că au obținut și 7.000-7.500, așa cum sunt zone unde au obținut mai puțin. Acum, dacă în conjunctura asta îi ajută și prețurile de valorificare, spun eu că pot rămâne cu o marjă mică de profit care să le asigure continuitatea activității. Până acum nu au fost fermieri hunedoreni care să fi solicitat despăgubiri pentru culturi calamitate din cauza secetei pedologice sau atmosferice.